Eu vreau să spun că lucrurile stau foarte prost pentru partea adversă și acum, ca să buimăcească toată lumea, a fost aruncat Dorin Chirtoacă în flancul din față, probabil pentru dezbatere. Este un scenariu, un aranjament făcut între democrați și liberali. Cât despre fotografiile și imaginile video private ale lui Dorin Chirtoacă care au ajuns în spațiul public, Ion Ceban neagă că acestea au fost răspândite de socialiști. El a spus că îl compătimește pe primarul suspendat, sugerând că făptașii ar putea fi foștii lui prieteni. Treaba lui ce face după pereți, evident dacă nu o face la serviciu, este dezgustător, urât, anormal, incorrect și condamnabil. Au condamnat aceste acțiuni și democrații. Într-un comunicat, aceștia au scris că PDM își exprimă dezacordul față de cei care apelează la astfel de instrumente murdare de luptă. Liberalul Mihai Ghimpu a declarat pentru Unimedia că Procuratura Anticorupție ar fi implicată în aceste scurgeri de informații și că șeful instituției Viorel Morar ar trebui să pornească o anchetă internă. Contactați de TV8, atât Viorel Morar cât și adjunctul său Eduard Varzar aveau telefoanele deconectate.